Următorul invitat se prezintă prin versurile compoziție proprie, un artist care, pe lângă muzică, și-a descoperit și o altă latură, anume cea a poeziei. Sunt o petală vie din floarea unei lumi, ce a străpuns cu suflet pământul din străbuni, o frunză care adie, dansând pe ritm de vânt, trăindu-și clipa dragă prin versuri și prin cânt. Vă mai spunem că s-a născut într-o familie de artiști, s-a născut în Baia Mare, este absolvent al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca și în prezent este colaborator al Operei Române din Cluj și este implicat în foarte multe proiecte artistice. Este laureat al câtorva festivaluri de romanțe, recent a obținut trofeul festivalului Te aștept pe același drum de la Zlatna, dar și în 2017 trofeul Poveste de toamnă la Baia Mare, în 2016 premiul întâi Crizantema de aur la Târgoviște și tot în 2016 premiul întâi Te aștept pe același drum la Zlatna. Oare despre cine este vorba? Despre Tudor Bărbos. Tudor Bărbos va interpreta în această seară În cârciumioara unde cântă un copzar, versuri Mihai Maximilian, muzica Gherase d'Endrino și Să treci prin lume fără dor, versuri Alexandru Leon, muzica Grigore Perieteanu. Tudor Bărbos. Ca-ntr-un albastru fără nor și fără nicio cută. Să știi că viața spre nimic mai bine nu te poartă. Ce înseamnă oare dacă nu să duci o viață moartă? Să te desparți de ce iubești și prin singurătate gândirea ta să-ți o sândești, să fugă tot departe, să-ți pară ziua când un an și viața o veșnicie. Ce înseamnă oare dacă nu să duci o moarte?
decât un somn adânc și greu. În liniștita viață străin și fără dorme, cu inima de gheață, mai bine fără de noroc și cu durerea în mine, să ard pe dorul tău de foc, să te iubesc.